Explorări Baia Mare a primit vizita echipei Unirea Dejun, etapa a patra din grupa pentru locurile 7-12. La fel ca și în ultima partidă disputată pe teren propriu, băimărenii au fost conduși la seturi cu 1-0, însă au reușit în cele din urmă să se impună cu 3-1. Unirea Dejun a început mai bine meciul și a câștigat la limită în primul set cu 25-23. Băimărenii au revenit foarte repede și și-au adjudecat setul secund cu 25-17. Formația băimăreană a dominat fără probleme seturile 3 și 4, pe care le-a câștigat cu 25-15 și 25-14. Explorări se impune cu 3-1 la seturi și obține o nouă victorie de 3 puncte în grupa pentru locurile 7-12. Ne așteptam să luăm 3 puncte, sigur că a fost un oarecare de la faci în primul set, dar în continuare eu zic că am mers foarte bine, în mod special pe serviciu, chiar și preluarea m-a dus-o deja mult mai bine și atunci a fost un lucru să construim. O victorie zicologică. Băieții merită felicitați. Acum urmează deja meciurile din partea a doua a campionatului, să vedem ce partea a doua play-out-ului, să vedem ce fac. Printre cei mai buni jucători de pe teren s-a numărat și Gabriel Cherbeleață, care a marcat 18 puncte. A fost un meci relativ greu, cel puțin la început, când am făcut destul de multe greșeli și drept dovadă i-au luat primul set, dar setul 2 am intrat un pic mai concentrat și ne-am făcut cât mai bine treaba. În urma acestui succes, băimărenii rămân pe poziția a 7-a a clasamentului și își mențin avansul de 4 puncte față de următoarea clasată, Banatul Caranseveș. Pentru Știința Explorări urmează 3 deplasări consecutive, la Cluj, Piatra Neamț și Caranseveș. Prima dintre acestea va avea loc sâmbătă pe terenul Universității Cluj.